În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Pe Cel care mă va chema, eu îl voi asculta, îl voi elibera și îl voi preamări, îi vă dorui viață lungă. Iubiți credincioși, celebrând Sfânta Liturghie în prima duminică din postul mare, dorim să aducem lui Dumnezeu omagiul nostru prin celebrarea aceasta sfântă. Ca această celebrare sfântă să aducă lui Dumnezeu omagiul pe care îl merită și îl așteaptă din partea noastră și ca asupra noastră să se reverse binecuvântarea lui Dumnezeu, acum la începutul liturghiei ne recunoaștem păcatele. Îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru ele și îl rugăm ca în perioada Sfântă Apostolului Mare să ne ajute să ne eliberăm de păcat și să progresăm în virtute și sfințenie. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Dumnezeule Atotputernic, dă-ne, te rugăm, harul ca prin celebrarea acestui sfânt post să înaintăm în înțelegerea misterului lui Hristos și să dobândim roadele sale printr-o adevărată viață de credință. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Lectură din Cartea Genezei. Atunci Dumnezeu le-a vorbit lui Noe și fiilor săi: Iată, eu întiei alianța mea cu voi și cu descendența voastră care vine după voi,
și cu orice suflet viu care este cu voi, cu păsările, cu animalele, cu toate viețuitoarele pământului care sunt cu voi și cu toate cele care au ieșit din arcă, cu toate viețuitoarele pământului. Închei alianța mea cu voi. Nu va mai fi niciodată toată făptura de apele potopului și nu va mai fi potop ca să pustiască pământul. Dumnezeu a zis, acesta este semnul alianței pe care îl pun între mine și voi și toate viețuitoarele care sunt cu voi pentru toate generațiile, pentru totdeauna. Am pus curcubeul meu între nori, el va fi semnul alianței care este între mine și pământ. Când voi aduna nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nori. Eu mi voi aduce aminte de alianța dintre mine și voi și orice suflet viu și toată făptura. Și apele nu vor mai deveni potop care să nimicească toată făptura. Cuvântul Domnului. Căile tale, Doamne, sunt adevăr și îndurare. Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Călăuzește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Amintește-ți, Doamne, de îndurarea și de milostivirea Ta, pentru că ele sunt din veșnicie. Adu-ți aminte de mine în milostivirea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne. Domnul este bun și drept, de aceea El îi învață pe cei păcătoși calea, îi face pe cei sărmani să umble după dreptate, îi învață pe cei smeriți căile sale. Lectură din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru. Prea iubiților, Hristos a suferit odată pentru păcate, El cel drept pentru cei nedrepți, ca să vă ducă la Dumnezeu, dat la moarte în ceea ce privește trupul, dar înviat cu Duhul, în care a venit și a predicat sufletelor care erau în închisoare, celor care odinioară nu au voit să asculte, când îndelunga răbdare lui Dumnezeu aștepta, în zilele lui Noe, pe când se construia arca, în care puțin, adică 8 suflete, au fost salvate prin apă. Aceasta este o imagine a botezului, care vă salvează acum pe voi, nu ca o ștergere a necurăției trupului, ci ca o invocare de la Dumnezeu a unei conștiințe curate prin învierea lui Iisus Hristos, Cel care, după ce s-a înălțat la cer, este la dreapta lui Dumnezeu și căruia îi sunt supuși îngerii, stăpânirile și puterile. Cuvântul Domnului.
Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, Duhul l-a dus pe Iisus în pustiu, iar în pustiu a stat timp de 40 de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau. După ce Ioan a fost închis, Iisus a venit în Galileea, predicând Evanghelia lui Dumnezeu și spunând, s-a împlinit timpul și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, bănuiesc că ați observat că la fiecare început de post mare, în prima duminică, apare aceeași Evanghelie, ispitirea lui Iisus. E adevărat că azi e mai scurtă, nu e așa detailiată, pentru că este Sfântul Marcu. Și Evanghelia lui Marcu e mai simplă, mai rezumativă, mai lapidară și fără multe explicații. Dar e aceeași. Tot Iisus, tot 40 de zile în pustiu, ispitit de Satana. Numai că nu se explică cele trei ispitiri pendelete. Și cred că este sigur, cea mai potrivită Evanghelie pentru a ne introduce în misterul, realitatea și realizarea postului mare. Pentru noi aici, poate, e mai greu să ne imaginăm pustiul. Noi nu avem pustiu și bine că nu avem, dar pentru cine a văzut în viața lui măcar o dată pustiul, își va da seama că este cu totul și cu totul altă realitate. Așa am înțeles și eu că primii părinți, primii oameni care voiau să se devot, să trăiască o viață mai aproape de Dumnezeu, alegeau pustiul. Așa au apărut primii pusnici, Sfântul Paul pusnicul, Sfântul Anton pusnicul și toți ceilalți. Pustiu. Tot folosim cuvântul pustiu, deșert. Și am văzut la televizor, poate, acele pustiuri din Africa cu dune imense de nisip și așa mai departe. Însă, Iisus Hristos știm bine unde a fost, unde a trăit cele 40 de zile. E vorba de pustiul Iudeii aflați între Ierusalim și Iordan, aflați în partea de răsărit a Ierusalimului. Un pustiu nu cu nisip, ci cu multă piatră în care se pot face ușor scorburi sau peșteri în care să trăiască călugării. Se spune că după ultimele cercetări care s-au mai făcut și descoperiri arheologice, în pustiul Iudeii ar fi trăit în asemenea grote și scorburi în munte, la un moment dat peste 3.000 de călugări. Și mai spunea acest arheolog că nu există o colină în pustiul Iudeii care să nu aibă câteva asemenea scorburi și grote ale pusnicilor. Ba chiar s-au creat și mănăstiri în acest loc, apoi mai târziu, pentru a găsi și loc de spiritualitate concretă prin celebrarea Sfintei Liturghii. Și se spune că toți călugării respectivi își părăseau la un moment dat
chiliile lor, acele săpate în stâncă, și se adunau pentru liturghia de duminică în anumite locuri. Erau trei mari mănăstiri în pustiul iudeii. Să revin. Pustiul. De ce este interesant? De ce este de ales uneori? Mai întâi de toate, acolo este multă singurătate. Mă gândesc la cei călugări, revin la ideea cu ei. În singurătatea lor, chiar puteau să se roage. Singurătatea, dacă este fără Dumnezeu, este cea mai mare catastrofă, cea mai mare suferință. Oamenii singuri. Dar dacă singurătatea este umplută cu Dumnezeu, devine cea mai mare fericire. Adică un contact și un dialog permanent cu Dumnezeu. 2. Este multă liniște. Cine se deranjeze acolo? Nu sunt drumuri, nu sunt mașini, nu sunt, eu știu, alte lucruri, nu sunt case, nu sunt oameni, nu sunt mulțimi, nu-i nimic acolo. Stai și singur, doar cu Dumnezeu. 3. E și suferință. Păi acolo n-ai nici apă, n-ai nici mâncare, n-ai nici, eu știu, nici casă, n-ai, e și căldură mare, e multă suferință acolo în pustiu, să nu crezi că e ușor. Sigur că mai este ceva în pustiu. Este această unire cu Dumnezeu. Neavând absolut nimic, dar nimic, având doar cerul deasupra și pământul de piatră jos, ajungi în așa fel încât vei descoperi că fiecare firicel de iarbă, fiecare sămânță pe care o vei găsi, fiecare păsărică pe care o vei asculta, este o adevărată minune. Vei simți ideea de minune a lui Dumnezeu. Când ai de toate, e obișnuit, da, e un copac, mare problemă. Iată aici, nu știu ce mai este, un strat de flori. Ne-am obișnuit cu ele. Dar acolo o floricică în pustiu e o minune. Adică simți mai bine acțiunea lui Dumnezeu sau prezența lui Dumnezeu sau glasul lui Dumnezeu. Iată de ce pustiul te ajută într-o concluzie să deschizi ochii. Să deschizi ochii la orice. Orice întâlnești, faci ochii mari. Ce frumos! Ce interesant! Ce important! Ce minunat! La fiecare cred că există această capacitate de uimire. Pe de altă parte, dar nu în ultima parte, acolo îl întâlnim cu adevărat pe Dumnezeu. Cine are o deschidere către Dumnezeu și puțină credință, acolo cu siguranță și-o va aprofunda. Meditând în singurătatea pustiului, va putea să descopere bunătatea lui Dumnezeu, dărnicia lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, adică într-un cuvânt, tot ceea ce face Dumnezeu pentru om. Un părinte american povestește că era copil cam ștrengar. Nu prea venea acasă la timp, niciodată. Întârzia în fiecare seară. Și a spus părinții, ai grijă, eu zic să intrăm pe un făgaș normal și pune-te la punct și fii punctual. Vino acasă când trebuie. A spus că da, voi face, dar tot n-a mai făcut. Într-o seară când a promis că vine, dar n-a venit la timp acasă, a venit cu o oră mai târziu, părinții s-au gândit să-i dea o lecție. Și la cină, în farfuria lui, a găsit pus doar un pahar cu apă și o felie mică de pâine. În farfuria tatălui său, totul normal, frumos, cină bogată, cu de toate. Se uita el, umilit oarecum, stingher, dar fără curaj, pentru că se știa vinovat. După câteva minute de așteptare și de tensiune, pentru că era și nervos de acum, vede că tatăl său face inversiunea farfuriilor și o dă lui, băiatului, și o ia el pe aceea săracă, cu felia de pâine. Și tatăl spune, fac asta pentru că vreau să-ți arăt că eu sunt bun cu tine, nu cum ai fost tu cu mine. Și spune acel băiat, așa de mult l-a marcat lecția asta, încât a zis, cred că și Dumnezeu cam tot așa a făcut cu noi.
Și pornind de această idee, s-a maturizat în el ideea și a ajuns în cel din urmă preot. O lecție care în postul mare s-ar putea să ne prindă bine. Făcând câteodată aceste mici jertfe ale noastre, să vedem, ca și cum a fi într-un pustiu, să facem pustiu în inima noastră și în jurul nostru, descoperim ușor ce mult a făcut Dumnezeu pentru mine. Mi-a dat mie farfuria Lui cea mare, cu mântuire, cu binecuvântare, și a luat asupra Lui farfuria mea, aceea în care aveam doar păcate, în care aveam doar suferință, în care aveam doar nemulțumiri și așa mai departe. Iată de ce postul mare, și merg mai departe, este doar un asemenea moment. Să intrăm într-un pustiu, nu într-un pustiu natural, dar într-un pustiu al nostru, să ne-l facem noi pustiu, adică să ne facem puțină singurătate, să ne retragem adesea în, așa, în singurătatea inimii noastre, chiar dacă suntem 5-5 în familie. Momente de singurătate, fie ele și în biserică, fie ele și când mergem pe drum, oriunde, să ne simțim puțin singuri ca să putem să intrăm în sufletul nostru, să ne facem liniște. De ce se spune că în postul mare sunt interzise petrecerile? Vezi, Doamne, nu că s-ar strica postul cu asta, nu că s-ar dărâma biserica dacă cântă muzică sau se dansează, ci tocmai pentru a-L ajuta pe creștin să intre puțin în liniștea sa, să facă liniște. Pentru că numai în liniște vorbește Dumnezeu. Unde e gălăgie, niciodată nu s-a auzit glasul lui Dumnezeu. Cu siguranță. Dar în liniște, da. Și intrați în liniștea bisericii, că nu-i nimeni în biserică. Intrați în liniștea vieții dumneavoastră și atunci veți simți mai mult și mai mult și mai bine glasul lui Dumnezeu. Și în al treilea aspect al pustiului, să avem ochii deschiși. Să avem această capacitate de a ne uimi. Eu am văzut oameni care niciodată nu se uimesc. Tot ce se întâmplă în jurul lor, așa trebuie să fie, ce e aia, nu mă interesează, și așa mai departe. Dar sunt și oameni care se uimesc la orice. Dă-i unui asemenea om, unei asemenea persoane, o înghețată și o spune, ce bine, ce frumos, mulțumesc. Sau o să dai o floare, trei flori, ce minunăție, extraordinar. Capacitatea aceasta de a ne uimi face parte din umanismul nostru. Ne face mai oameni. Suntem mai sensibili. Cred că aici, acesta este cuvântul la care vreau să mă opresc. Sensibilitate. Ne face sensibili. Pentru că dacă nu e sensibil, n-ai să vezi niciodată, nu o să te impresioneze moartea lui Iisus. Nu o să te impresioneze niciodată suferințele Domnului. N-ai să știi niciodată cât de grele au fost toate aceste stațiuni ale căii crucii. De aceea eu aș vrea ca dumneavoastră, printre rugăciunile pe care le faceți, să cereți totdeauna sensibilitate. Un om care nu are sensibilitate nu va înțelege niciodată pe cel care nu are de mâncare, nu va înțelege niciodată pe cel care suferă. De aceea sensibilitatea și față de Dumnezeu, față de darul lui Dumnezeu, dar și față de suferința celui de lângă noi, ne poate ajuta în trăirea unui post cu adevărat rodnic și eficace. Încă puțin. Mă opresc puțin asupra ideii de ispită. Noi auzim, pentru că e ispitirea lui Iisus azi, noi auzim deseori la spovadă, părinte, am avut ispite. Păi ispita nu-i păcat, niciodată. Și Iisus a fost ispitit. Ăsta e răspunsul. Și totuși, ce este ispita atunci? Ispita este o alegere. Noi nu suntem oameni legați la mână, nici la minte, nici la cap. Suntem oameni liberi. Câteodată o spunem că nu-i bine că suntem liberi, pentru că în virtutea libertății mulți fac rele. Dar avem o libertate care mie mi se pare darul cel mai frumos pe care l-am primit noi. Pe lângă conștiință, cunoștință, am primit libertate. Și fiecare moment, aproape fiecare moment, avem o alegere între unul, între două sau mai multe aspecte. Când eu aleg binele, deja am depășit ispita. Dacă mie mi se pun în față două lucruri, unul rău și unul bun, cel bun e mai frumos, scuzați, cel rău e mai frumos, e mai atrăgător și tind să merg spre el. Dar eu știu că dincoace, dacă l-aș alege pe cel rău, eu mor, fac păcat. Și atunci trebuie să aleg unul mai greu puțin, care îmi dă satisfacție. În momentul în care am ales lucrul bun, am depășit ispita.
În momentul în care eu aleg lucrul rău, nu mai sunt ispitit, am păcătuit. De aceea ispita, iată și în cazul lui Iisus, a fost prezentă. Nu este o realitate care aparține omului păcătos, ci este o calitate sau ispita aparține omului care gândește și omului care știe să aleagă. De aceea, în timpul postului mare, ne vom întreba și noi, ce aleg? Aleg un păcat sau aleg să merg la calea crucii? Aleg să ajut pe cineva sau îmi voi hrăni egoismul meu? Foarte important. Gândiți-vă că noi totdeauna putem să alegem, în fiecare moment. De exemplu, acum, dumneavoastră, sunteți aici, dar ați fi putut să fiți și în altă parte, unde nu era nimic de Dumnezeu, unde nu era nimic religios. Ați ales să veniți aici pentru această oră. Și aș putea continua. Și încă un aspect, și cu aceasta închei, prezența satanei este reală, este adevărată. Însă, satana nu este fără limite. Doar el are o singură armă, aceea a minciunii. Tot ce poate face el este să ne înșele, să ne facă să ne gândim dacă într-adevăr Dumnezeu poate împlini totul pentru noi sau dacă Dumnezeu ne satisface toate dorințele noastre. Fiecare ispită a satanei este învelită, împachetată într-o formă care place egoismului nostru, care place ochiului păcătos, care place mândrii orgoliului vieții. Dar toate acestea sunt dorințe care există ca să ne momească și să ne facă să ne îndoim de Dumnezeu, să ne îndoim de cele sfinte, să ne îndoim de veșnicie și așa mai departe. Tocmai de aceea, El ne pune în față și lucruri care ar fi apetisante, dar care nu au niciodată durabilitate, care nu au consistență, care nu au absolut nimic bun în ele. De aceea, a învinge ispita înseamnă a alege totdeauna ceea ce este bun. Și închei cu o povestioară în care se spune că era o licitație pentru o vioară veche, urâtă, prăfuită. Licitatorul bătea cu ciocănelul, dar se gândea, la vechitura asta nu prea merită să-ți bați capul. Dar continuă să o țină în brațe și să zică, $1, $2, hai, nimeni, nu ia nimeni, nici la $3 nu lua nimeni. Însă, la un moment dat, din sala de adjudecare, se ridică un bătrânel simpatic, puțin aplecat, ia vioara în mână, ia arcușul și începe o melodie foarte frumoasă. O melodie care i-a făcut să lăcrimeze pe toți cei din față. A aranjat el puțin corzile, a aranjat tot, dar a cântat admirabil. Melodia se încheie și licitatorul cu o voce înjoasă și înceată spune: cine licitează acum? $1,000, $2,000, $3,000. Și încet, încet a fost adjudecată la o sumă mare. Oamenii au început să se întrebe nedumeriți. Oare ce-a făcut să crească prețul de 1,000 de ori pentru această vioară? Și cineva șoptește: atingerea mâinii de maestru. Eu mă consider o asemenea vioară învechită de egoism, învechită de timp, învechită de toate. Și aș aștepta ca și această vioară să fie atinsă de mâinile lui Dumnezeu, ca în ziua de Paști să putem valora de 1,000 de ori mai mult. Toți suntem niște viori care așteptăm atingerea Maestrului nostru, Iisus Hristos, în acest post mare. Lăudați să fie Iisus Hristos! Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu de Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut de anul creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut,
care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a venit pentru noi sub Pontiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cerul și a dat de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu, care voiește ca toți oamenii să se convertească și să aibă viața veșnică. Doamne Iisuse Hristoase, calea, adevărul și viața, sfințește biserica Ta în aceste zile de har și pregătește-o pentru a sărbători cum se cuvine Sfintele Paști. Te rugăm, ascultă-ne! Atrage inimile noastre prin harul Tău la rugăciune și pocăință. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor credincioșilor care s-au îndepărtat de Tine harul întoarcerii pe calea binelui printr-o spovadă bună. Te rugăm, ascultă-ne! Călăuzește-i la credință pe toți cei care au început să cunoască în învățătura Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Aprinde în noi iubirea adevărată față de prieteni și dușmani. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le celor ce au murit cu speranța învierii harul să se împărtășească de viața Ta dumnezeiască în glorie. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, nu privi la păcatele noastre, ci la jertfa de ispășire a Fiului Tău. Ai milă de noi și ne iartă prin Hristos Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește
primește, Doamne, darurile pe care ți le aducem pentru a celebra începutul misterului preasfânt și dă-ne, te rugăm, harul ca împreună cu ele să fim și noi plăcuți în fața ta, prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, că Cel renunțând la hrana pământească timp de 40 de zile, a consfințit prin postul Său acest timp de pocăință, și zădărnicindu-ne tirile ispititorului străvechi, ne-a învățat să biruim pornirile noastre rele, pentru ca sărbătorim misterul pascal cu inimi curate, să ajungem în cele din urmă la bucuria veșnică a învierii. De aceea, împreună cu toți îngerii și sfinții, îți cântăm imnul de laudă zicând fără încetare. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut,
a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscându-ne jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli, slăviții martiri, cu Sfânta Margareta de Cortona și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe fiii Tăi risipiți spre tutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut în această lume, primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Demnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, noi iertăm greșiților noștri și nu le duce pe noi în ispită. Mântuiește-le, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutaste milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci așa este împărăția și puterea și
Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care vețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care e asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului Hristos. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul.
Să ne rugăm. Întăriți fiind cu pâinea cerească ce hrănește credința, mărește speranța și înflăcărează iubirea. Te rugăm, Doamne, învață-ne să simțim pururi adevărată foame după Hristos, pâinea cea vie și adevărată, și să trăim cu tot cuvântul ce iese din gura Ta, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut privestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, Părintorul meu, luminează-mă astăzi. Păzește-mă, povățuiește-mă și cărmuiește-mă pe mine, care sunt de credința ție, prin mira lui Dumnezeu. Amin. Câteva anunțuri. Reamintesc că pe tot parcursul postului mare, în fiecare zi de miercuri, vineri și duminică, înainte de liturghia de seară, celebrăm aici în biserică, cum se obișnuiește, Calea Sfintei Cruci. Iar joi seara este acea obișnuită jumătate de oră de adorație. Și acum un anunț foarte important. Până în anul 1990 nu a fost nicicum posibilă predarea religiei în școală. Apoi a fost, ca un mare dar și binecuvântare, posibilitatea ca toți copiii să primească o formare creștină în cadrul școlii. Acum a apărut o nouă lege care pune un semn de întrebare. Conform noilor prevederi, predarea religiei este condiționată de cererea expresă a părinților. Dacă părinții cer, se face. Dacă nu, nu se face. Tocmai de aceea, părinții sau toți părinții care au copii catolici la școală trebuie să meargă în săptămâna viitoare cu o cerere semnată personal prin care cer ca și copiilor să fie că sunt la învățământul primar, gimnazial, liceal sau profesional, să facă această oră de religie în cadrul școlii. A nu se confunda, ceea ce facem la biserică este cateheză, dar ceea ce se face la școală este religie. De aceea, obligatoriu, în conștiință, toți părinții trebuie să meargă la școală să facă această cerere. Formulare de cerere sunt peste tot, și pe computer, pe internet, avem și noi la birou, dacă cineva vrea, ca să poată să le ducă în săptămâna viitoare, pentru că acum se fac programările pentru anul școlar 2015-2016. Așadar, o noutate care nu ne dezavantajează, dar ne pune puțin la treabă. Deci toți părinții, repet, să completeze această cerere.
Domnul să fie cu voi. Te rugăm, Doamne, să coboare asupra poporului Tău binecuvântarea îmbelșugată, pentru ca în tulburare speranță să sporească, în ispită virtutea să întărească și să primească răscumpărarea veșnică prin Hristos Domnul nostru. Iar binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui.